Exact unde mă bălăceam mai înainte. E plin de delfini acum. Salutare marinarilor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi marea este la fel de agitată, așa că ar trebui să ne retragem aici pe bazinul digului de nord. Și cum putem să începem ziua mai bine decât cu o săritură în apă? Marinarilor, gata, m-am echipat. Am ieșit din apă, am început ziua perfect cu o bălăceală. Dar am pus costumul pe mine, că e foarte, foarte cald. Am de gând să stau câteva ore bune în apă, 3-4 ore, așa că cu siguranță o să mă ia frigul dacă nu am costumul pe mine. Haideți în apă să vedem care-i treaba. Astăzi o să stăm mai mult în apă, o să dăm mai puțin la pește. Cred că m-au auzit și mai încet pentru că am trecut la carcasa de adâncime. Cu siguranță o să mă duc și undeva peste 10 metri. Mergem să vedem ce pești găsim astăzi. Arăt ce midii frumoase sunt aici. Și unde am stat în partea aia cu copilierul, erau toate micuțe, nu aveam ce să aleg. Și aici sunt imense, imense. De mare mai înainte. Dacă îl căutăm pe Wikipedia la noi în România pe Google, o să vedem că nu găsim prea multe lucruri interesante despre boul de mare, dar dacă îl căutăm, boul de mare, Uranoscopus, dacă îl căutăm pe Wikipedia din Anglia sau din altă țară, o să vedem că de fapt este o specie care este și o drăgătoare și chiar și frentează. La noi nu găsim date despre el. Din ce am înțeles și eu, ar fi posibil specia noastră să curenteze, pentru că sunt mai multe specii de Uranoscopus.
Da, o să mergem puțin mai în larg încolo, am vreo 20 de metri, și să facem o coboare până jos, să vedem ce adâncime are aici apa. Oricum trece de 10 metri, dar am carcasa de adâncime, așa că nu e nicio problemă. Mergem să vedem ce adâncime are. Haideți cu mine. Metri, 1.030. Da, din fericire mai găsesc și zone cu apă limpede, cu toate că majoritatea zonelor pe aici este puțin ca tulbure, dar ca să găsesc și zone cu apă limpede, va trebui să o iau în not așa ușor, ușor, ca aproape tot din ăsta din spatele meu, în not de 40 de minute și n-am văzut cine știe ce, noroc cu boul ăla de mare și meduzele și câțiva chefari. Dar e bine, e bine. Mai înătăm, mai stăm o oră, oră jumătate în apă.
Marinarilor, cum vi se par incursiunile astea printre diguri? Frumoase sau periculoase? Spuneți-mi jos în comentarii. Da, am văzut și o pisică frumoasă, zi. Haideți că până la urmă, chiar dacă în multe zone e apă tulbure, dar mai sunt și zone cu apă bună și mai vedeți câte o pisică și câte un bou. Frumoasă zi până la urmă. Cam asta a fost Bălăceala pe ziua de astăzi. Am stat 3 ore în apă. Foarte, foarte frumos. M-am băgat pe sub pietre. Am văzut și pisică, am văzut și bou. Foarte frumoasă ziua. Acum mergem să dăm la pește puțin, pentru că ne-am răcorit, dar am ieșit bine din apă și deja simt căldura. Dar asta e, poate o să mai fac cu baie, dar în principiu mergem să dăm la pește. Doar și am ieșit din apă, nici n-am apucat să dau costumul jos după mine. Și uitați-vă ce e acolo în față. Am dat GoPro-ul cu zoom ca să vedeți delfine aici aproape. Exact unde mă bălăceam mai înainte, e plin de delfini acum. Aoleu, ce frumos fac! Mamă, dar ce sar, frate, cred că e plin de pește. Ia uitați, cel mai frumos spectacol, așa trebuie să vedem delfinii doar în natură. Nu trebuie să-i vedem nici la delfinariu, nici în alte locuri închise, în acvarii, doar aici în natură. Aici este cel mai frumos spectacol pe care puteți să-l vedeți și gratuit. Ia uitați cum vin aici aproape, deci ăsta a avut un pește acum aici. Nu vă imaginați ce spectacol, cât de frumos e. Ia uitați, cât de aproape sunt. Da, deci chiar dacă nu sunt cu barca pe mare, tot am parte de delfini. Ia uitați-vă pescărușii cum sar lângă ei acolo, pentru că e clar, îi prind pește. Ia uitați-vă ce nebunie e acolo în față. Am și doar ce am ieșit din apă, doar ce am ieșit din apă de acolo, din zona aia. Ia uitați-vă ce e acolo. Îmi vine să intru înapoi în apă acum după ei. Am pus repede labele și ochelare înapoi. Să văd dacă mai găsesc delfine aici aproape. Spectacol avem acum aici. Se aud sub apă foarte puternic. Știam că sunt aproape, dar nu-i vedeam. Acum au și venit aici. Ia uitați. Dar când eram la pietre acolo, delfinii erau chiar aici aproape, chiar aici între pietre erau băgați. Și n-am putut să rezist, a trebuit să vin repede încoace. Ia uitați-vă ce e aici. Fierbe apa acolo. Uitați delfinul acolo. Ce spectacol avem noi astăzi. În fiecare zi, marea trebuie să ne surprindă cu ceva. Ce dacă vedem o pisică, vedem un bou, orice vedem, trebuie să mai vedem ceva deosebit.
uitați, ce frumos acolo. Da, stau exact aici, aproape. M-aș duce până acolo, dar totuși apa destul de tulbure și nu vreau să îi sperii sau să mă sperii eu. Că ambele variante sunt posibile. Uite, e acolo lângă pietre, aproape în mal, în dreapta, spre capăt. Aproape, aproape. Da, s-au băgat iar în mal, eu am rămas aici. Statuie, n-am mai plecat, stau de 10 minute în apă aici. Gândul că poate ori veni aproape de mine. Și s-a pus și vântul foarte tare. Mamă, cât de frumos a trăit ăsta aproape în mal aici. Sunt foarte aproape aici în mal. Ia să vedeți, ia uitați-l. Hai, delfinuțul, vino și puțin pe la mine aici. Și în fața acolo a sărit. Da, văd că vin niște valuri ca măricele. Vaporul ăsta mare încreiază valuri. Da, se duce tot în larg încolo, nu vine încoace. Ia uitați-l. Are 15 metri în fața mea aici. Da, frumoasă zi. Frumoasă zi. Chiar dacă nu prind niciun pește astăzi. Bainailor, am ieșit din apă. Super spectacol. Încă mai sunt acolo, e nebunie ce e acolo. Sar în toate direcțiile, plin, plin de delfini. Ia uitați-vă îndepărtare acolo, ce sar. Da, o să dau costumul jos pe mine și mergem să dau și puțin la pește, trebuie să prind câțiva stavrizi, să nu mă duc cu mâna goală acasă. Fac acasă o friptură, dacă nu fac aici, că nu am ce-mi trebuie, fac acasă o friptură. Așa că mergem să dăm la stavrizi. Dar, nu știu, mi-e greu să plec, uitați-vă. Uitați-vă cum sar delfinii în toate direcțiile pe acolo. Spectacol! Spectacol, marinarilor! Spectacol! Marinarilor, ne-am apucat de pescuit. Am găsit un loc bun aici, să vedem dacă prindem ceva. Este prima aruncare. Da, trage! E bine! Ah, bun, trage ca lumea, hai să vedem. Marinarilor, am umplut zaparina. 3, 6, 8, 9. Bun. Da, pentru că am agățat, o să mă bag în apă și încerc să scot zaparina, pentru că 10 lei. Sunt acasă fără bani. Așa că mă bag frumos în apă și încerc să scot. Da, așa mi-era cald.
Da, am recuperat-o. Bun. Mă chinuiam eu să arunc departe, când el era aproape aici, în mal. Da, mai n-a cam slab, a început foarte bine, dar s-a cam stricat treaba. Cred că am să schimb locul pentru că nu prea e pește. Marinarilor am schimbat locul și asta pentru că acolo nu mai trăgea deloc și am venit să încercăm și aici. Aici marea este mult mai agitată decât în bazin, așa că încercăm și aici. În sfârșit, marinarilor, după lupte grele, dacă trăgeam eu, mă dorim, și am un altul. Schimbăm iar altă taparină. Încercăm cu ceva de finețe, dar cred că o să fie foarte repede fața. Marinarilor, așa pe înserate, așa. Asta este ultima aruncare pe ziua de astăzi și încheiem ziua. Încă o închei într-un mod epic, așa, cu taparina plină.
la japcă. Întotdeauna când am stat de la japcă, am impresia că am prins 5-6. Și am stat și un cârlig aici. Da. Marinarilor, cam asta a fost aventura mea pe ziua de astăzi. Am făcut și scufundări, am văzut și delfini, am prins și stavrizi. O zi foarte, foarte frumoasă. Așa că, dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, aruncați un like acolo jos. Dacă sunteți nou pe canalul meu de YouTube, abonați-vă. Și dacă vreți să mai auziți de mine în viitor, apăsați pe clopoțelul ăla de acolo din dreapta de jos, pentru că vă va anunța de fiecare dată când voi posta ceva nou. Așa că, marinarilor, v-am salutat și aveți grijă de voi!